Narcisa, te ascultă. Și mult succes! Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată pentru invitație. O să dau share screen, să putem și vizualiza între timp. Oare se vede acum? Nu se vede și nici eu nu primesc invitație să dau share screen, multiple participants, gata. Cred că acum poți. Se vede? Da, sigur. Ok. O să încep cu primul poem. Unele dintre ele nu au titlu. Nu-i problemă. Da. Aș vrea să pot să mă dezic de corpul meu de femeie, de fluctuațiile gândurilor mele, de nevoia mea de integrare într-un colectiv semidisfuncțional în care să ne luăm de mână, să ne rugăm, să spunem în cor citate motivaționale și să participăm împreună la cursuri de reabilitare emoțională. Uneori nu e de ajuns, aș fi vrut să mă îmbăiez în prima apă nereflectorizantă, să te găsesc prin moteluri prost luminate, între turiștii care își mângâie satisfăcuți odrasele pe creștet. Cuvintele mele trec prin tine, apoi prin pereții sensibile activități seismice. Serile îți place să jucăm jocuri strategice, să învârtim cuțitele printre degete, pe sucutele sensibile, pe sub piele. Îmi aprind o țigară și am sentimentul ăsta că tot ce trebuia nu o să se întâmple. Curând, foarte curând, mucegaiul se va ridica și va acoperi pereții ca o plagă. Fotografiile tale tip robot stau arhivate într-un folder rar, pus la limita orizontului identificabil, luate de pe un disc nouzecist zgâriat, în intimitatea memoriei RAM, undeva între punctele de intersecție ale gândurilor și mâinilor noastre, când nu mai avem nimic să ne spunem. Dacă ipotetic mi-aș pierde vederea, ai rămâne lipit, ca un magnet de frigider, pe retina mea, sau undeva între pata galbenă și nervul optic, undeva prins într-o realitate meta. Nu pot să nu observ felul în care îți apare o cută între sprâncene când pierzi câte un argument inofensiv, când serile de iarnă se lasă cu o ceață precoce. Și lași jocul de lumini din stradă să te distragă, în timp ce număr fiecare firicel de culoare de pe suprafața encefalului tău și, trecând pe el, până și dinamica vaselor de sânge îmi pare cunoscută. Aproape că s-ar putea numi face recognition. Călătoresc cu viteza luminii, sunt un foton cu mood swings, sunt o particulă care la rândul ei se descompune în microparticule, sunt un satelit pentru gunoiul macrocosmosului, sunt o păpădie modificată genetic răsărită în mijlocul lui decembrie, într-un timp universal, dintr-un oraș supraindustrializat și tot ce aș vrea ar fi să ne iubim pe pământul rece. Sunt pregătită să simt nirvana în nanosecundă. Vamos a la playa. Mama se uită cu un zâmbet resemnat prin fereastra din dreapta mașinii. Un cuplu de miri iese pe ușa unei biserici, gândul e vizibil, asta, și faptul că ea n-a avut parte de nuntă, că au tras vreo 10 ani prin alte țări, că mama era gravidă și tata amenințat cu cuțitul, iar eu voiam griji cu cacao în fiecare dimineață și mă jucam cu cele mai frumoase scoici la marginea unui ocean străin. Și tot ce voiau să vadă era cum bate lumina dimineții prin fereastra noului apartament din România. Mitoză. Atâtea discuții începute și sentimentul de găcat pe care l-ai când te trezești dimineața, când simți că te sufoci, prifote că ții respirația și numără secundele până rămâi fără oxigen. M-am tot gândit ce să-i fi spus prietenei mele când a rămas însărcinată. Cum e să plângi în fața unui necunoscut care printează prima fotografie cu copilul tău nenăscut? Cum e să cauți un nume pentru niște cromozomi? Cum e să decizi că fetusul din tine are și el dreptul la viață? E greu să astup lumina cu întuneric, mai bine aruncă restul de placentă sub vagonet, poate șenirele o vor strivi. Aproape e Crăciunul și noi mâncăm doar portocalele stricate, mai bine sună-l pe domnul M să rezolve problema, dar dacă nu, să știi că pe Amazon sunt cărucioare ieftine. Sunt singură în salon, mi-au dat perfuzie, era deja osificat și m-am pătat pe bluș cu sânge. Când m-am dus spre clinică, același cocostârg stătea pe un stâlp de telegraf, m-au scormonit pe dinăuntru cu vătraiul. Oricum n-aș fi știut ce să fac dacă i-ar fi căzut dinții de lapte în somn.
Mai bine așa. Când eram mică, mereu mi-aș fi dorit să-mi fi luat părinții o mini catapultă. Urmează vremuri mai normale cu oameni mai normale. Eu sunt unul dintre cei care și mie îmi plac zilele de iarnă și serile când sunetul unui capac de bere scăpat pe o suprafață de marmură se aude ca un segment sonor fracturat. Mă pot plimba pe străzile murdare, să dau buza în magazine care îmi par mereu melancolice și statice. Și îmi pare interesante tocmai pentru că mă gândesc că nici alții nu pot dormi ca tine, că vin cu ochii înșteptați să-și cumpere un pachet de țigări și calmante de la farmacie la 3 dimineața. Îi văd cum plătesc cu cardul, că n-au avut timp să treacă pe la bancomat, pentru că obiceiurile sunt implacabile în inerția lor, pentru că știi că nimic nu are importanță, pentru că și lucrurile relevante trecând prin istorie își pierd însemnătatea. Când ești mic, mereu te gândești că tu nu o să fii ca părinții tăi, că tu nu o să abordezi niciodată, că nu o să iei o viață pentru o viață, că o să planifici fiecare secundă dintr-un viitor extraluminat. Până când realizezi că te enervează sunetul cheii în broască, că nu-ți permiți să cumperi avocado decât la promoție, că n-ai mai fost în străinătate din facultate. Când îți dai seama că metafizica nu ține de cald și viața pare din ce în ce mai obscură, până când ești înghițit de abisul futurist apocaliptic din reclamele de pe posturi străine. Evoluția tehnologică poate fi și o condiție patologică. M-am născut să scriu și să fiu corporatrist. Seara după ce mă rog, visez roboți cu mațe împrăștiate pe podea, uneori mai am impresia că sunt artist. Religia mea fluctuează de la un trend la altul și tutoriale cum să scap de burnout, cum să bagi corect ștecherul în priză, cum să ții pe silent, cum să scap de depresie, control-alt-delete. Când ninge, nu știu de ce, trăiesc mereu nostalgie, mă refugiez, gândesc, aș vrea să dezlipesc orice amintire de pe suprafața creierului meu, mult prea omenesc, din când în când îmi pare rău că mai trăiesc. Lipește-mi pofta de viață înapoi, control-c-paste. Gânduri. Atinge-mă la fel cum atingi un obiect oarecare. Hai să repetăm greșelile și de data asta, hai să o luăm de la început. Să știi că încă mă gândesc la tine din acest cub hermetic, în colțurile căruia cresc de câteva zile fricele de mușețel și margarete. Dau înapoi spațiului ceea ce am primit, dau înapoi spațiului tot ce am primit. Atât. Nu te aud. Mulțumim, Narcisa. Poți să ieși din share, da. Poemele tale. Sigur, tu mi-ai zis că sunt cam puține. Într-adevăr, sunt cam puține, dar nu atât de puține încât să nu pot face o idee despre tine. Uite, hai să luăm fiecare poem în parte. La primul poem am reținut următoarele versuri. Aș fi vrut să mă îmbăiez în prima apă nereflectorizantă și să învârtim cuțitele printre degete pe sub cutele sensibile pe sub piele. Eu, când citesc o poezie contemporană, aș vrea să găsesc în fiecare poezie ceva mai mult decât ce am găsit în poemul ăsta. Dar, sigur, poemul are potențial, poți să-l mai îmbunătățești, poți să-l mai suprimi, poți să-l mai micșorezi, îl mai lucrezi cum crezi tu. Dacă tu crezi că mai poți să lucrezi ceva la el. Eu ți-am zis părerea mea. În poemul al doilea, prima parte asta mi s-a părut bună și ca urmare cere ceva măcar pe măsură, cel puțin pe măsura asta,
Și tu ai confirmat. Uite, o să-l citesc. Chiar și partea a treia, cred că da. La partea a treia ți-am făcut eu o mică observație. Deci, prima parte a poemului sună așa. Fotografiile tale robot stau arhivate într-un folder rar, pus la limita orizontului identificabil, luate de pe un disc 90 zgâriat în intimitatea memoriei RAM, undeva între punctele de intersecție ale gândurilor și mâinilor noastre, când nu mai avem nimic să ne spunem. Ca o mică observație, tu când ai scris folder rar, te-ai referit la acea arhivare de tip da, RAR. La formă. Da. Ei, încearcă să, de dragul celor care nu sunt foarte puși la punct cu tehnologia, cu calculatorul, încă sunt oameni care n-au vrut să facă asta sau care nu pot, din niște limite pe care și le-au impus singuri, sigur că da. Încearcă să semnalizezi într-un fel ca să te poată înțelege și ei, pentru că pentru o persoană care nu știe despre programul ăsta de arhivare, ar zice că e un folder rar, greu de găsit, înțelegi? E bine să ții cont de toate categoriile de cititori, ca poezia ta să fii sigură că ajunge la fără probleme la fiecare om. Adică să elimini cât mai multe dintre obstacolele care te-ar putea face de neînțeles pentru alții. Partea a doua. Dacă ipotetic mi-aș pierde vederea, ai rămâne lipit ca un magnet de frigider pe retina mea sau undeva între pata galbenă și nervul optic, undeva prins într-o realitate meta. Nu pot să nu observ felul în care ți apare o cută între sprâncene când pierzi câte un argument inofensiv. Cratimă, asta ai folosit-o de 3 ori la rând, ca așa ai vrut tu, sau e o greșeală? E poezia mea inițială, deci așa am vrut inițial să o las. Nu pot să zic de ce așa am simțit. Așa. Deci, e un lucru estetic. Are o însemnătate aparte. Așa. Deci așa ai vrut tot să apară. Da, ca un fel de pauză mai lungă. Da, am înțeles. Când serile de iarnă se lasă cu o ceață precoce, și lași jocul de lumini din stradă să te distragă în timp ce număr fiecare firicel de culoare de pe suprafața encefalului tău și trecând de el, până și dinamica vaselor de sânge îmi pare cunoscută. Aproape că s-ar putea numi face recognition. Cred că e cea mai bună parte din poemul tău și cea mai reușită din tot grupajul. E foarte bine susținut așa, fiecare vers sună bine și duce undeva. Partea a treia. Călătoresc cu viteza luminii, sunt un foton cu mood wings, sunt o particulă care la rândul ei se descompune în microparticule, sunt un satelit pentru gunoiul macrocosmosului, sunt o păpădie modificată genetic răsărită în mijlocul lui decembrie, într-un timp universal, dintr-un oraș supraindustrializat și tot ce aș vrea ar fi să ne iubim pe pământul rece. Sunt pregătită să simt nirvana o nanosecundă. Observația pe care o am eu de făcut la această a treia parte este că tu ai dus-o bine. Deci e bine și aici, ca și la a doua parte. Numai că poemul tău s-a dus înspre un clișeu, ăsta cu Nirvana. La ea, la ideea din Nirvana mă refer. Eu aș schimba, dacă mai lăsați să-ți umplu la poezii,
Ceea ce sigur că nu, tot tu va trebui să faci asta. Cred că ar trebui să ai putea lejer să renunți la ideea din Nirvana și să o înlocuiești cu altceva, pentru că a fost folosită foarte mult și în poezia tânără, chiar și de acum 10 ani, 15 ani, era foarte folosită pentru că era la modă, sigur, prin numele pe care trupa Nirvana l-a adus în atenția publicului, pentru că toată lumea se întreba ce este Nirvana, de ce, de unde vine numele trupei. Și atunci s-au dus și au văzut că spune ceva, are niște conotații. Părerea mea e că ai putea lejer să renunți la și să înlocuiești, cu altceva, dar să păstrezi sfârșitul ăsta că e bun. Ok, să mă gândesc la o altă variantă. Da. Și mie mi se părea că, dar atunci, pe moment, de fapt, poemul ăsta l-am scris pentru un atelier și așa cum l-am scris, așa a și rămas. L-am lucrat atunci mult și după aceea am avut nevoie să mă distanțez puțin de el. Și da, acum recitindu-l după ceva timp, de atunci și eu simt că ar trebui să lucrez la un alt final. Încă nu știu cum voi face, dar... Adică da. ar fi păcat, pentru că poemul în sine, adică toate cele trei părți, sunt bune. Da, da, da. Cu toate că partea a doua e cea mai bună, dar asta n-are neapărat importanță, pentru că poate să fie o cursivitate, iar acea parte a doua să fie ca un nucleu. Iar restul da, să fie începutul, sfârșitul, relaxarea de dinaintea părții grele și de după ea. Construiesc unul pe altul și... Da. Da. Ori le-ai gândit tu foarte bine programatic așa, ori ți-au ieșit, în oricare din idei, e bine că adică, oricum ar fi, ți-a ieșit bine. Mulțumesc. Vamos a la playa. Poemul ăsta este bun pe atmosferă și pe efectele mnemotehnice. Adică tu folosești niște părți din amintirile tale care te fac pe tine să-ți amintești alte lucruri și să rememorezi și să ți le refixezi, să le rememorezi, să le reții altfel, să le... nu să ți le reamintești, nu la modul ăsta de rememorare. Oricum e un poem sensibil. Am senzația că îi lipsește ceva, dar deocamdată nu dau seama ce. Poate că e puțin cam declarativ așa, e prea confesiv și îi lipsește o anumită cheie. De fapt, o cheie mai serioasă decât cea pe care o propui în final. Și tot ce voiau era să vadă cum bate lumina dimineții prin fereastra noului apartament din România. Este un mesaj aici, dar ai putea să vii cu ceva mult mai incisiv. Poemul numărul 4. Am reținut aici o strofă. Numără secundele până rămâi fără oxigen, m-am tot gândit ce să-i fi spus prietenei mele când a rămas însărcinată, cum e să plângi în fața unui necunoscut care printează prima fotografie cu copilul tău nenăscut, cum e să cauți un nume pentru niște cromozomi, cum e să decizi dacă fetusul din tine are și el dreptul la viață. Astea-s genul de idei incomode care fac bine poeziei. Adică nu sunt nici foarte violente, nu sunt nici comode, însă așa cum ar trebui să fie acolo unde trebuie să se situeze poezia. De aici de obicei apar multe nervuri și duc în mai multe direcții. Ei, poemul ăsta și el e mai amplu. În partea a doua, pentru că ce am citit
mai sus e partea întâia, partea a doua și ea e bine dusă. Deci și poemul ăsta e bun. Se pare că tu te descurci mai bine pe spații mai largi, dar chiar și acolo ai anumite segmente în care te cam deconectezi de la poem. Adică trebuie foarte mult să te autocontrolezi, să le recitești mereu în mai multe perioade, le mai lași, le mai uiți, te reîntorci la ele, le revezi. Poemul numărul 5. În poemul numărul 5 asta are un aspect pe care nu l-am mai întâlnit la poemele tale. Până la versul ăsta, când ești mic, mereu te gândești că tu o să fii ca părinții tăi și urmează. Deci până aici poemul e lejer. Poți renunți la el fără probleme sau să-l comprimi. Aici sigur că e decizia ta, dar de aici încolo poemul devine serios, începe să aibă forță. Uite, când ești mic, mereu te gândești că tu nu o să fii ca părinții tăi, că tu nu o să avortezi niciodată, că tu nu o să iei o viață pentru o viață, că o să planifici fiecare secundă dintr-un viitor extraluminat. Până când realizezi că te enervează sunetul cheii în broască, că nu-ți permiți să cumperi avocado decât la promoție, că n-ai mai fost în străinătate din facultate. Când îți dai seama că metafizica nu ține de cald, dar ai putea să mai recurgi la ea și viața pare din ce în ce mai obscură până când ești înghițit de abisul futurist apocaliptic din reclamele de pe posturi străine. Evoluția tehnologică poate fi și o condiție patologică. M-am născut să scriu și să fiu corporatist. Seara după ce... Dar de ce corporatist și nu corporatistă? De ce ți-ai luat tu un alt ego masculin? Nu știu. Mi se pare că... Nu știu să zic. Să știi că am observat că de multe ori scriu dintr-o perspectivă masculină, nu pot să explic de ce. Nu mereu, dar... Încearcă să-ți explici. Voiam să universalizez cumva cuvântul. Nu voiam să pun un gen neapărat. Încearcă să-ți explici. Nu neapărat să dai socoteală cuiva, încearcă să-ți explici ție și dacă tu ajungi la concluzia că așa trebuie să rămână, păi așa să rămână. Dar părerea mea este că trebuie să păstrezi genul. Am observat că se mai practică ca femeile să scrie la masculin. Dar cred că nu e de bun augur. Cred că trebuie asumat totul. Oricum voi aveți poezia scrisă de voi este deosebită decât poezia deosebită de poezia scrisă de noi. Sigur că trebuie citit mai mult, trebuie mers mai în profunzimea textului ca să-ți dai seama. Dar voi aveți un tip de sensibilitate deosebit de tipul nostru de sensibilitate. Așa, și poemul merge în continuare, mai am două strofe, le citesc și pestea. Deci m-am născut să scriu și să fiu corporatist. Seara după ce mă rog, visez roboți, cum ați împrăștiate pe podea, uneori mă am impresia că sunt artist. Religia mea fluctuează de la un trend la altul și tutoriale cum să scapi de burnout, cum să bagi corect ștecherul în priză, cum să țipi pe silent, cum să scapi de depresie, control alt delete. Da, dacă ne reîntoarcem puțin la ideea cu
corporatist, voiam să, de fapt am schimbat puțin cuvântul și l-am transformat în corporatrist. Așa apare aici sau l-ai transformat între timp? Nu, așa apare. Și... corporatrist, da. Și mi s-a părut că sună mai bine fiind ceva mai universal, nu neapărat pus la un gen, în cazul ăsta, bine. De aceea. Da, sună bine și corporatristă. Da. Mi s-a părut că sună mai bine așa. Oricum, cred că poemul cumva am încercat să-l... cumva să-l fac ca un, ca un fel de statement universal. Sau nu știu. Da, să știi că poate să fie universal și dacă folosești genul feminin. Adică e o chestie foarte asumată și să știi că nu este culmea feminismului. Și eu nu sunt feminist când zic asta. Adică chiar și dacă aș fi fost feminist, tot era în regulă să zic asta, adică n-ar fi fost nimic ieșit din comun. Dar încearcă să-ți asumi totul într-o poezie. Da, cred că nu scriu neapărat din nevoia de a nu-mi asuma în totalitate sau așa. E doar o chestie, cum să zic, mai mult formală pe care o adopt inconștient, nu conștient neapărat. Da. Ți-am zis, gândește-te dacă ai motive serioase și dacă ai motive, pune-le pe hârtie. Motivele serioase pentru care să da, motivele serioase pentru care să nu. Oricum, poemul ăsta, ca să trecem de chestia asta, de detaliu ăsta, nu ne împiedicăm de el, poemul ăsta, el, chiar și de aici, el este bun, are potențial, dar el are, poate fi și mai bun. Adică să vezi, să-l analizezi foarte bine și să vezi cum să faci în așa fel încât să treci dincolo de, să pornești de la toate problemele pe care le-ai poetizat aici și să vezi în ce direcție ajungi, dar să nu rămâi la ele. Adică să te duci puțin înspre filozofia, așa, înspre o filozofie a vieții, dacă tot ai introdus și chestia asta cu tristețea, cu depresia, cu... adică sunt niște teme pe care ai putea să le... cu burnout-ul, cu... ai putea să mergi pe ele și să te duci într-o filozofie de viață contemporană, așa. Poemul numărul 6. În poemul numărul 6 am reținut versurile astea, mi-au atras atenția. Aș vrea să dezlipesc orice amintire de pe suprafața creierului meu. De asemenea, și lipește-mi pofta de viață înapoi. Control C paste. Dacă nu ar fi aceste două excepții, poemul ar fi slab, să știi. Mai poți lucra la el, că el are... mai poți face cu el ceva. Adică poate fi chiar foarte bun. Deci începi destul de banal așa, destul de easy. Când ninge, nu știu de ce, trăiesc mereu o nostalgie. Încearcă să... poeții trebuie să vină cu alte, cu o trăire mult mai profundă. Aici ai fost școlăriță aici, să știi. E și primul meu poem, de fapt, pe care l-am scris. Da? Și când l-ai scris? De mult, acum vreo 3 ani. Așa. Deci tu nu scrii de mult. Că voiam să te întreb și asta. E bine de știut că... Deci tu ești oarecum încă ești la început de drum. Dar având în vedere că ai 3 ani abia în câmpul muncii, să știi că nu-i rău pentru felul cum scrii. Da? Deci dă-i înainte.
Poemul numărul despre poemul numărul 7. Pot să-ți spun că, sigur, are potențial ca toate poemele tale, dar titlul e banal. Deci ai putea să-i schimbi și titlul și să mai umbli la el și să-l faci eventual de nerecunoscut. Da. Uite, e un lucru ultimul. Am găsit și o frază simplistă. Hai să repetăm greșelile și de data asta hai să o luăm de la început. Nu, hai să repetăm greșelile și de data asta. Hai să o luăm de la început. M-a indus în eroare faptul că n-am văzut nicio virgulă acolo și eu, pe mine mă confuzează chestiile astea. Riscul când vorbești despre chestii de astea domestice, despre casnice, despre conflicte de astea mici între noi. Hai să uităm, hai să certuri de astea de îndrăgostiți, de riscul este ca să rămâi în banalitatea faptului, că faptul ăla trece. Dacă vrei să-l adâncești, trebuie ceva mult mai serios acolo. Trebuie, realitatea să-ți ofere ceva mult mai serios. Dacă nu-ți oferă, tu trebuie să-ți imaginezi. Trebuie să, dacă să-ți imaginezi, trebuie să fi trăit cel puțin o dată un seism de ăsta emoțional, să vezi cum este, nu știu, o despărțire, o dispariție, o despărțire prin dispariții sau prin sau venit în mod firesc. De obicei, chestiile astea, din câte am citit până acum, cam sunt sortite eșecului. Adică nu au foarte mult potențial. Genul ăsta de idei. Micile fricțiuni din cuplu. Pentru că sunt și niște chestii foarte personale, dar nu înseamnă că nu înseamnă că neapărat sunt banale, dar sunt acolo la limită. Sunt între banalitate și poți aluneca ușor în una dintre, dacă treci cu foarte mare atenție printre cele două game, să zic așa, poți spune că strunești bine textul. Sigur, tu ești relativ la început de drum, ai tot timpul să te mai joci, să mai experimentezi, să scrii, să te obișnuiești să eventual chiar să renunți la texte sau să te faci că renunți, să te alinți așa în legea ta, zici, ăsta e un text prost și să te întorci la el peste un an, doi și să vezi dacă mai poți să-i faci ceva. Pentru că fiecare text, chiar și ele mai slabe așa, au o energie a lor și simți că rămâne acolo acumulată o energie pe care ai avut-o tu când ai scris. Dacă trece prea mult timp, uită ființa ta, uită electrocardiograma aia pe care ai avut-o pe când ai scris poemă. Deci, Narcisa, eu cred că e de bine. Adică, dacă ar fi să fac o antologie cu cele mai bune poeme de la care au fost citite aici, poemele tale ar intra. Poate n-ar intra toate, dar ar intra. Și n-am zis întâmplător că dacă ar fi să fac, pentru că asta îmi doresc să fac. Îmi doresc să scot câte o antologie pentru fiecare an, dar acum, fiind cu pandemia, am rămas în urmă cu... Deci ar trebui, aș vrea ca anul ăsta să scot o antologie pentru
anii precedenți, pentru cei doi ani, 2020-2021, în 2021-2022, iar anul viitor să scot pentru anul ăsta, pentru ce s-a citit anul ăsta. Deci, eu zic că, că ești pe drumul cel bun. Ne îndreptăm undeva. Poftim? Ne îndreptăm undeva totuși. Da, da, da. Și da. Participă la cursurile de scriere creativă în continuare, dar la un moment dat gândește-te că trebuie să fii singură tu cu textul tău. Nu mai particip de ceva timp, dar da, din cauza că am un program destul de aglomerat. E mai bine așa. Dar nu pot să, nici nu pot să renunț de tot la script, dar na. Se adică mai din când în când să te mai duci la câte unul, dar să nu fie miza să faci doar asta, să te duci doar la asta și să nu mai ai timp să procesezi tu ce citești, ce înveți de acolo, ce... Cursurile de scriere creativă sunt foarte bune, numai că în cantitate prea mare te pot debusola. Da. Sper să nu mă bată Andrei pentru chestia asta. A fost un punct de pornire bun oricum, fiindcă cel mai mult am scris în perioada aceea, având și deadline-urile. Deci te-a stimulat. Da. Vezi, sunt bune. Eu independent nu am aceeași dinamică a scrisului, fiindcă poezia vine la mine, nu eu la ea. Nu, eu mă duc la ea. Da. Și când simt că trebuie să scriu, atunci scriu și de obicei când simt lucrul ăsta, atunci scriu cel mai bine. Da. Așa. Da. Un alt lucru pe care îl învățăm la cursurile de scriere creativă este că pun în mișcare niște energii pe care le avem latente în noi, dar pe care nu am fi știut cum să le scoatem. Pentru că ai acele teme, acele deadline-uri. Deci ele sunt foarte bune. Numai că între ele îți trebuie o bucată de timp în care să reflectezi chiar și la ce ai scris tu. La tema pe care ai avut-o, la ideile pe care le-ai auzit acolo, chiar și legate de poeziile altora. Când asculți acolo ce idei se vehiculează, să te gândești dacă nu cumva se aplică și la poeziile tale. Da, să te simți, să îndrăznești, să te simți cu musca picăciului, chiar dacă musca nu este la tine. Da? Bine, Narcisa. Deci tu ești student acum, nu? Ești la master? Ești la masterat? Am terminat. Ai terminat? Deci ești la doctorat acum, nu? Sau ziceai că ai cursuri? Sau... Nu, zicem că am doar un program aglomerat, fiindcă lucrez și... Am înțeles, da. E mai greu cu timpul liber, da? Bine, Narcisa. Îți urez mult succes și când mai ai poezii noi și dacă vrei să citești aici, vorbim și programăm o lectură, da? Da, mulțumesc. Mulțumesc de invitație. Multă inspirație, spor la scris, spor la citit. Și liniște ca să-ți auzi gândurile, ca să poți să procesezi ceea ce trăiești. Mersi, la fel. Bine, toate cele bune, pa, pa!